În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri. Bisericioși, prijuiți de acest mare praznic, dublat și de hramul bisericii noastre, Sfântul Ierarh Nicolae, am să vă fac puțină vorbire despre un lucru pe care probabil îl considerați puțin mai paralel cu tema noastră, dar nu este așa. Am să vă vorbesc pur și simplu despre luna cadourilor și vă spun și de ce. Pentru că Sfântul Ierarh Nicolae, prin definiție, este cel care dăruiește și mai ales pentru faptul că ne aflăm într-o lună în care avem să primim de la Dumnezeu cel mai mare dar, pe Fiul Său, pe care l-a lăsat în lume să împartă istoria în două. Dar să vedem acum, ca la școală, dacă vorbim despre luna cadourilor, știm despre faptul că luna are 30 sau 31 de zile, luna în cauză are 31 de zile, și mai este folosit și termenul de cadou. Acest termen de cadou, în limba franceză prin secolul XII, cu mult înainte de a visa Gutenberg tiparul, se folosea pentru a desemna prima literă a unei fraze cu care se începea scrierea unui manuscris. Era prima literă pentru că acea literă era întotdeauna mult înflorită și deosebită de celelalte, avea pe lângă inscripția grafică a sunetului respectiv și un anumit ornament. Datorită acestei așezări maestuoase pe pagină, francezii o numeau cadou. Acest cadou însemna, va să zică, începutul. Început a rămas și acum acest termen de cadou. Dar, între timp, datorită faptului că acest cadou reprezenta ceva deosebit, pe lângă a arăta o literă, arăta și frumusețea în care era împodobită acea literă, cu timpul, cam prin secolul XV, cadou însemna darul pe care un băiat îl făcea unei fete, respectiv un inel. Acest cadou este, nu întâmplător, masculin. Un cadou. Un cadou pentru că feminină este partea care primește bărbăția acestui cadou. E bine, până la urmă, prin secolul XVII-XVIII, s-a generalizat acest cadou de la cei tineri și s-a trecut la faptul că acest cadou însemna darul pe care îl primește o femeie de la un bărbat. De ce așa? De aici ne dăm seama că acest cadou reprezintă mult mai mult decât ceea ce se vede. Are inclus și un sentiment, pentru că nu e vorba de un dar făcut de un bărbat, altui bărbat, sau de un bărbat mamei sale. Nu, ci ca să ne dăm seama că acest cadou înseamnă și altceva, este un dar făcut iubitei, un dar făcut soției, un dar făcut celei cu care are de gând un băiat să meargă mai departe în viață. Ei bine, până la urmă, prin secolul 20, s-a generalizat acest cadou și s-a ajuns la ceea ce știm și noi astăzi. Pur și simplu, un dar. Vă să zic că de la început, ceea ce însemna cadou, până la un dar dăruit celui drag, nu este decât o singură semnificație. Un dar, un cadou, înseamnă un început. Începutul mântuirii neamului omenesc s-a făcut prin darul, prin cadoul pe care Dumnezeu l-a trimis oamenilor prin întruparea Fiului Său. De aceea, luna decembrie, luna în care prăznuim nașterea Mântuitorului, se numește luna cadourilor. V-am spus toate acestea
pentru a nu mai fi cârcotași, să credeți că este o mare invenție și un mare act managerial faptul că s-a pus accent mai mult pe cadou decât pe sărbătoare. Dar cadoul este sărbătoarea însăși. Dacă nu înțelegem acest lucru, va trece și anul acesta pe lângă noi cadoul și nu vom ști să avem nici bucuria de a-l oferi și nici bucuria de a-l primi. Să știți că bucuria ce stă de ambele părți ale cadoului trebuie să fie foarte bine înțeleasă. După ce ne-am șlefuit, cum zicea Părintele Sine, Tată, toată viața ne șlefuim, dar până la urmă trebuie să primim și un luciu. Și după ce am primit și un luciu, trebuie să mai începem să împrăștiem și o anumită mireasmă. Ei, după ce ne-am tot șlefuit noi în a ne pregăti să dăm cadouri celorlalți, trebuie să știți un lucru. Poate să veți spune că în lumea de astăzi este foarte, foarte delicat să ceri așa ceva. Mi-am dat seama că pe lângă faptul că trebuie să ne cultivăm bucuria de a dărui, culmea, trebuie să ne șlefuim întâi bucuria de a primi. Bucuria de a primi dă o satisfacție extraordinară celui care dăruiește. Și dacă noi nu suntem în stare să oferim această satisfacție, se încheie izvorul celui care vrea să dea. Va să zic că întâi trebuie să începem să ne bucurăm să primim. Și o să spuneți, Doamne, cum în etapa aceasta economică și istorică ne puneți să învățăm ce înseamnă să primim? Da, pentru că nu este tot una să primești așa, să deschizi un sertar și să zici bine, bine și să slobozești pe cel care a venit să-ți dea, sau să-ți manifesti bucuria că ai primit ceva și imediat să despachetezi, imediat să apreciezi ceea ce ai primit, pentru că asta înseamnă să-ți cultivi bucuria de a primi. Bucuria de a primi este bucuria și de a te smeri. Se întâmplă de multe ori să ai, de exemplu, primită o carte și tu să știi foarte clar că mai ai încă două în bibliotecă. Nu poți să le dai mai departe pentru că le-ai primit de la alții și au deja dedicații pe ele. Ei bine, în momentul în care primești o a treia sau a patra carte cu același titlu, trebuie să-ți manifesti într-un fel bucuria și să spui, chiar dacă o ai, nu vei minți spunând, uite, cu ocazia asta, mi-aduc aminte că am mai avut eu cartea asta, dar cred că nu strică să o mai citesc o dată. Ca să nu te minți nici după tine, să-ți fie rușine când te uiți în oglindă și să spui, bine mă, da, puteai să spui că mai ai cartea asta. Ei, eu spui, dar numai într-un mod elegant. Câți dintre noi n-am citit atunci când eram mici niște cărți pe care acum le citim cu alți ochi? Câți dintre noi nu am citit când eram mici Cireșarii la clasa a 5-a, a 6-a și acum, când nepoții au sau verișorii au lectură obligatorie și ne dăm seama că nu mai știm chiar toate personajele, nu mai știm chiar toate anuclipurile în care s-au desfășurat, recitim. Și când recitim, aproape că începem să constatăm că este altă carte. Ori mintea noastră este alta, dar această bucurie de a primi din nou un mesaj este o realitate. Iubiți credincioși, aceasta este experiența pe care vă cer și ne-o cere Sfântul Ierarh Nicolae, să șlefuim în noi bucuria de a primi. Pentru că Dumnezeu ne dă, dar dacă noi nu știm să primim sau primim așa fără să băgăm în seamă, de exemplu sănătatea, câți dintre noi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoși sau că merg singuri sau că respirăm fără să fie nevoie să numărăm de cât o respirăm pe minut? Câți dintre noi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat sănătate? A, când începe sănătatea să devină o problemă, atunci ne rugăm noi la Dumnezeu să ne dea sănătatea înapoi. Dar când o avem, de ce nu mulțumim Dumnezeu? Pentru că nu știm și
și nu ne-am șlefuit în a ști să primim ceva. Atunci când primim ceva, ni se pare că totul este firesc, că totul este într-un anumit algoritm, dacă îți dă tata ceva, zici da, pentru că așa era normal să primezi de la tata, dacă îți dă, să zicem, șeful o bonificație, sigur că da, dar oricum eu am muncit mai mult decât mi-a dat el și a putut să îmi ofere ceva. Da. Și în momentul acela închidem așa încet, încet caneaua. Și știți că un lac în care nu mai vine nimic să mai plece altceva, începe să se numească baltă și balta începe să facă ca apa să miroasă. Dacă nu mai dai și tu în continuare și nu știi să primești din amonte, bineînțeles că viața poate să devină o baltă. În afară de faptul că intrăm într-un statut de semi-abandon, începem să nu mai fim mulțumiți cu nimic. Iubiți credincioși, ca să avem bucuria de a oferi, întâi trebuie să avem bucuria de a primi. Să știm că Dumnezeu ne-a dat. Ne-a dat, iată, pe Fiul Său și noi nu știm cum să facem și cum să ne manifestăm această bucurie. Pentru că tot vorbeam despre Sfântul Ierarh Nicolae, să știți că, deși trăitor în secolul IV, în Mira Liciei, în Asia Mică, încet, încet, de-abia prin secolul 20, niște năzdrăvani de suedezi au vorbit despre Sfântul Ierarh Nicolae, pentru că acum să nu credeți că ce s-a întâmplat în secolul IV în Asia Mică s-a răspândit repede așa și prin nordul Europei. Nu, mai târziu au ajuns. Și când au ajuns la urechile popoarelor scandinave, nordice, despre un personaj care dăruiește, care dădea celor săraci, care mângâia pe cei întristați, imediat, ca să fie foarte bine înțeles că este ceva deosebit, în primul rând l-au îmbrăcat într-o culoare de avertizare, așa se numește în termeni tehnici, în roșu. După care i-au zis, așa cum au tradus și ei, Santa Claus. Acest Santa Claus în câteva decenii a devenit Santa Claus. Dacă vă veți duce la Mira Lichiei în Demre, în Turcia de astăzi, în Asia Mică, fostă, veți vedea că în biserica în care a slujit Sfântul Ierarh Nicolae, peste tot scrie Santa Claus și o să apară așa un personaj îmbrăcat în roșu, de zici că e Moș Crăciun. Da, pentru că așa l-au perceput popoarele nordice și au trimis de acolo imaginea lor. Să nu credeți că este diferență între Moș Crăciun, Santa Claus și Sfântul Ierarh Nicolae. De asta am vorbit despre luna cadourilor în care ne aflăm. Fraților, v-am mai spus și altă dată că îmi place forfota de dinaintea unor sărbători. Îmi place forfota din case, îmi place implicarea taților care nu știu să taie o frunză de varză, dar să bagă și ei acolo în seamă, pe lângă o țuică fiartă și încep să stea pe lângă vasul în care fierbe sarmaua. Asta este sărbătoarea, una din părțile ei. Dacă știm să ne bucurăm de aceasta, vom ști să ne bucurăm și de cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că bucuriile mari încep pe lucruri mărunte. N-am să vă cer să stați în ajun de Crăciun în genunchi și să citiți psaltirea. Ar fi mai important să înțelegeți că psaltirea înseamnă atunci cartea de bucate și statul în mijlocul familiei. Aceea este psaltirea sărbătorii Crăciunului. Am curaj să dau mărturie în fața oricui mă întreabă că sensul nu a fost deturnat așa cum se crede al sărbătorii Crăciunului cel puțin. Și s-a spus în fel și chip că s-a înlocuit sărbătoritul, că nu mai este accentul pe cine. Nu e adevărat. Contează cu ce ochi te uiți la ceilalți. Este o bucurie fantastică atunci când te uiți la ceilalți și simți că este o taină și te încarci tu de taina respectivă. Ce taină poate să fie mai importantă decât
într-o lume musulmană în care n-am văzut nicio biserică creștină, pentru că sunt numai musulmani, în Dubai, am văzut peste tot în mall-uri lumea se aprovizionat cu lucruri pentru Crăciun. Care Crăciun, tată? Ei erau numai musulmani. Și inclusiv în spatele perdelelor, femeile își cumpărau câte ceva care aveau simboluri creștine. E bine, asta nu înseamnă o evangelizare. Asta nu înseamnă o bucurie pentru un creștin că mesajul lui Hristos a ajuns până în cele mai adânci preocupări ale omului. Preocupările omului, să știți că întotdeauna au fost într-o foarte importantă desfășurare. Niciodată n-au fost la fel. Acum vă spun ce care e preocuparea omului, să aibă. Nu trebuie să aruncăm acum cu pietre în cei care vor să aibă. Dar între a avea și a fi, v-am zis că sunt foarte multe diferențe. Dar și în verbul a avea există foarte multe diferențe. A avea o sărbătoare. Dacă nu poți să fii o sărbătoare, măcar să ai o sărbătoare. Să ai o sărbătoare în dorința de a oferi ceva, pentru că tot am vorbit despre luna cadourilor. Iubiți credincioși, mesajul Sfântului Ierarh Nicolae, din blândețea icoanelor pe care le avem în față, este una reală. Și mesajul său rămâne același. Dăruiți pentru că în dar ați luat. Frumos zice cântarea acatistului, bucură-te cel ce în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri. Va să zic că a dărui are și un amonte a te bucura de ceea ce ai primit și un aval a te bucura să cizelezi dorința de a dărui mai departe. Iubiți credincioși, Sfântul Ierarh Nicolae ne ajută atunci când vrem să facem, să ne asemănăm Lui. De aceea îl rugăm ca astăzi, dacă nu am primit nimic în cizmulițele noastre, să știm că am primit totuși ceva, că ne putem încălța în cizmulițe. Chiar mi-aduc aminte de cineva care povestea că un elev prin clasa a 10-a având o boală foarte dură, dar trecătoare, a trebuit să stea în spital vreo 3 săptămâni. Și colegii, foarte bine intenționați, s-au rânduit să-i ducă temele. Dar aveau în clasă și o colegă care se chinuia foarte tare, nu mergea singur, avea un căruț cu care era plimbată de colo-colo, nici nu prea vorbea prea bine, n-auzea mai deloc, iar ca să vadă avea dioptrii foarte mari. Și a spus, să știți că eu o să-i duc tema la engleză. Bineînțeles că acum, să nu cumva să se considere discriminată, colegii au lăsat-o, dar au cerut îngăduința să vină și ei. Și în momentul în care a văzut-o colegul acela după patul de spital, a văzut în căruț ce deja mă simt mai bine. Și a dat seama că el se va ridica în 2-3 săptămâni și va merge singur, dar colega aceea, într-adevăr, va rămâne tot așa să-și ducă viața. Dacă nu am primit nimic în cizmulite, să mulțumim Dumnezeu că putem să mergem singuri, că putem să respirăm singuri, că putem să ne deplasăm de colo-colo, putem să ajutăm pe cineva. Am primit și dacă am primit, de ce ne comportăm ca și când nu am primit? Acesta este mesajul. Măcar astăzi, odată pe an, să ne cercetăm și să vedem ce am primit de la Dumnezeu și noi credem că era firesc să ne dea. Ce am primit de la celălalt de lângă noi și noi crezând că este firesc, nu am băgat în seamă. Văzând lucrurile acestea, ne dăm seama de ce are nevoie cel de lângă noi. Nu are nevoie cel de lângă noi neapărat să-i umplem cizmulițele. Are nevoie de îmbrățișarea noastră, de îngăduința noastră, de înțelegerea noastră. Ne ajută Dumnezeu să vedem aceste lucruri măcar o dată pe an, măcar o lună pe an, în această lună frumoasă, care se încheie atât de frumos cu darul pe care Dumnezeu ne-l face nouă prin trimiterea unui născut Fiului Său. Ne ajută Dumnezeu să ne bucurăm și să înțelegem ce mare dar ne-a dat Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu.